A început numărătoarea inversă până la ziua cu cele mai mari reduceri din an. Black Friday are loc anul acesta pe 8 noiembrie la majoritatea comercianților. Unul dintre cei mai mari retaileri din țară pune la bătaie, pe lângă clasicele electronice și electrocasnice, 10 kg de aur, 100 de tone de carne de porc și zeci de autoturisme la reducere. Românii care vor să profite de discounturi au pregătit pentru această zi un buget mediu de peste 3.000 de lei. Depozitele marilor magazine au început deja pregătirile pentru valul de comenzi de Black Friday. Inteligența artificială și sistemele automatizate vor eficientiza munca anul acesta. Se estimează că în prima zi de după Black Friday, când vor începe efectiv livrările, peste 300.000 de produse vor pleca doar dintr-un anumit depozit. În această perioadă a crescut și numărul angajaților cu aproximativ 20%. Clienții prezintă un interes în creștere față de Black Friday. Anul acesta, 58,2% dintre clienți declară că se pregătesc și vor să beneficieze de ofertele de Black Friday. Ei își pregătesc un buget mediu de peste 3.100 de lei, ceea ce vine cu o creștere de aproximativ 260 de lei față de anul anterior. Produse fashion, pentru că sunt în căutare, 1.000.000 de produse fashion pe stoc, 4,5 milioane de produse cosmetice și de îngrijire personală, cu 2,5 milioane mai mult decât anul trecut. Bineînțeles, smartphone-uri și gadget-uri, 300 de mii, mai multe decât anul trecut, laptopuri și echipamente IT. Cumpărătorii vor găsi însă reduceri și la bilete de avion, vacanțe, mașini sau chiar carne de porc. Pe 8 noiembrie de Black Friday este ziua din an în care comerțul din online este mai mare ca cel din offline. În ziua cu cele mai mari reduceri din an nu lipsesc nici variantele cu plata în rate. Prima opțiune este cea cu 4 rate direct la comerciant, într-un plafon de 4.000 de lei, iar a doua variantă, indiferent de sumă, 40 de rate cu cardul de cumpărături. Reducerile medii vor fi de 35-40%, iar compania spune că toate produsele ar trebui să ajungă la clienți cel târziu până la 23 noiembrie. Relatează Antena 3.ro.